Doi tineri și-au pierdut viața la sfârșitul săptămânii trecute după ce un mal de pământ s-a surpat peste ei. Accidentul de muncă s-a produs în stațiunea Costinești, în timp ce bărbații săpau un șanț pentru o canalizare. Graba de a termina treaba pentru a fi gata înainte de mini-vacanța de 1 mai a provocat moartea a doi muncitori. Cristian Soare, de 30 de ani, și Ion Florin Lepădatu, de 27 de ani, săpau un șanț lângă o discotecă din Costinești pentru o canalizare. Ajunși la aproximativ 4 metri adâncime, inevitabilul s-a produs, iar malul, care nu era consolidat, s-a prăbușit peste ei. Subunitățile noastre au intervenit pentru salvarea a două persoane surprinse de un mal surpat în cadrul acestui complex. Se pare că cei doi sunt angajați ai complexului, nu erau asigurați, malurile nu erau asigurate sub nicio formă, s-au surpat, au fost surprinși și în interiorul șanțului, care e adânc de aproximativ 4 metri. Pompierii militari au încercat să salveze cele două vieți, dar șanțul de jumătate de metru lățime și pericolul ca restul malului de pământ să se surpe le-a îngreunat munca. În cele din urmă, după aproximativ 5 ore, s-a reușit scoaterea la suprafața trupurilor fără suflare. Anchetatorii susțin că cei doi muncitori nu ar fi respectat normele de siguranță și nu ar fi asigurat malul de pământ astfel încât acesta să nu se prăbușească peste ei. Accidentul s-a produs ca urmare a neluării măsurilor de siguranță, astfel că oamenii legii și inspectorii de muncă au deschis o anchetă în acest caz.